Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Astăzi scoatem din cutie pe iPhone 7 Plus. I-am făcut deja recenzia lui iPhone 7 și acum vedem cum arată și ce poate varianta sa mai mare cu ecran de 5.55. Și iată faimosul handset, are deja o carcasă protectoare aplicată, o husă protectoare, marca Coma, dacă nu mă înșel. În fine, acest device îl găsiți la Orange România la prețul de 879 de euro în versiunea 32 de giga, 989 de euro în varianta de 128 de giga sau 1109 euro în versiunea de 256 de giga. Noi avem modelul Jet Black în teste. Se remarcă din start camera duală, testăm totuși iPhone 7 Plus și acest Jet Black arată fantastic. Are un proces de producție foarte interesant pe care o să detaliem mai încolo, evident nu are jack audio. Iar cutia este una demo, nu este cutia oficială, noi avem doar încărcătorul și cablul Lightning, voi o să găsiți și alte accesorii în cutia oficială, o să găsiți adaptorul Lightning to Audio, apoi mai găsiți și căștile AirPods, manualul, cheița metalică pentru accesarea slotului nano SIM și stickere, deci cam acestea fi accesoriile. Cameră duală, cameră frontală, noul buton home care este touch și e momentul să înceapă setup-ul iPhone 7 Plus Jet Black. În afară de Jet Black îl mai găsiți pe negru simplu, argintiu, auriu sau faimosul Rose Gold. Găsiți telefonul la Orange și la abonament Orange Mi 42 la prețul de 559 de euro în versiunea 32 de giga a acestui handset. A început setup-ul, avem SIM-ul deja introdus, vom alege limba română, o să o găsim pe aici, regiunea România, cred că este una dintre puține dăți când fac setup-ul în română la unui telefon, dar de ce nu? E nevoie neapărat să folosiți o husă de genul, pentru că telefonul este destul de alunecos și este și destul de fragil la zgârieturi, după cum ați văzut în testele online. Folosim conexiunea celulară. Acest model măsoară 7,3 mm în grosime, fiind deci cu 0,2 mm mai gros decât iPhone 7, dar este mult mai greu decât el. Cântărește 188 de grame, iPhone 7 cântărea 138 de grame. Are un ecran Full HD de 5.55 IPS LCD cu suport White Color și 3D Touch. Activăm, configurăm ulterior, sărim peste codul de acces și setup-ul continuă, configurăm ca iPhone 9 și acum ne introducem datele personale. Ok, continuă setup-ul. Aflați că acest terminal are la interior un procesor Apple A10 Fusion, vine și cu 3 GB de RAM și varianta de stocare de 32, 128 sau 256 de GB. În spate se află o cameră duală cu sensor de 12 megapixeli. Avem și acest blitz special quad LED, suportă captură 4K. Avem lentilă wide angle și lentilă telefoto aici și suportă și zoom optic 2X plus digital 10X. În față avem o cameră selfie de 7 megapixeli, care a făcut o treabă bunicică pe iPhone 7, ba chiar a fost folosită și pentru a începe un mobicast trecut. Ok, continuă setup-ul și ultimul pas este acesta. Iată-ne în homescreen-ul de pe iOS 10, experiență familiară, am văzut-o și pe iPhone 7, doar că acum pe o diagonală un pic mai mare. O baterie de 2900 de mAh se află la interior, apoi terminalul vine fără jack audio, evident, are acele noi antene, nou design pentru antene, doar că pe Jet Black nu prea se vede așa clar cum se vedea pe o variantă argintie, să zicem. În rest, v-am promis că o să vă detaliez procesul special prin care se face un telefon Jet Black. Hai să vă explic. Se numește Rotational 3D Polishing. Practic, corpul din aluminiu este o cărămidă în aluminiu în acel moment, este luată cărămida, trecută printr-un praf special, apoi se folosește un curent de mare voltaj care va crea pori în cărămida aceea din aluminiu. În acei pori se toarnă vopseaua specială, apoi este acoperit cu niște particule foarte fine din fier și este gata varianta Jet Black, care arată spectaculos, iPhone 7 Plus Jet Black în teste la mobilissimo.ro. Cam acesta ar fi terminalul, intrăm repede și în cameră, unde o să găsim o funcție în plus față de cea de pe iPhone 7, iată aici, zoom optic 2X în acțiune plus funcția portrait,
care este o cameră pentru portrete, poate crea un portret cu efect de adâncime, păstrând claritatea subiectului. Este în fază beta și o să-l testăm în zile viitoare. El este iPhone 7 Plus, versiunea Jet Black. Îl găsiți la Orange începând de la 879€ la liber și revenim cu review foarte curând. Cam atât la mobilisimo.ro. La revedere!